Guvernul Tudose a fost puternic zguduit după seara de joi. Cele 8 ore de consultări s-au lăsat cu 3 pierderi pentru socialdemocrați. Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat că ministrul dezvoltării regionale Sevil Shaideh și ministrul fondurilor europene Rovana Plumb și-au menținut în cadrul CEX al partidului decizia de a demisiona. Dragnea a mai anunțat și că ministrul transporturilor Răzvan Cuc și-a prezentat demisia în cadrul ședinței. Toate cele 3 demisii au fost în final acceptate. După ședința maraton, Liviu Dragnea, vizibil marcat de situația în care a fost pus chiar de cel pe care l-a făcut premier, a declarat că nu are ce să le reproșeze celor 3 și că nu a fost un război. După toate orele de discuție și după încă o discuție cu ele separat, în care toată lumea, în unanimitate, le-a cerut să rămână în guvern, a fost întrebate a doua oară, la finalul întâlnirii. Și au menținut decizia de a demisiona. Le-am spus de asemenea colegilor mei că toți am greșit în ultima perioadă. Absolut toți. În cadrul conferinței de presă de după ședința maraton, Tudose a afișat cu totul și cu totul altă atitudine. N-am absolut nimic, am spus să le reproșez, la mai mult vă anunț ca să nu fie o surpriză peste câteva zile. Sper că Sevil va accepta să lucreze în aparatul guvernamental, fiindcă chiar este extraordinar de bună pe ceea ce face. Da, am spus că îmi dau demisia dacă mă cere partidul. Nu am venit cu guvernul de acasă. Sunt dispus să plec în fiecare zi dacă mă cere partidul. La ieșirea din ședință, Sevil Shaideh, până joi, ministrul dezvoltării regionale s-a rezumat la o frază scurtă. Rovana Plumb, cea care a deținut portofoliul de ministru al fondurilor europene, a ținut să precizeze din nou că este un om bun de partid. În privința acuzațiilor care planează asupra sa, Rovana s-a rezumat la câteva lămuriri. Mulțumesc tuturor membrilor CEX pentru toată susținerea pe care am avut-o în această seară. Eu mi-am păstrat decizia pe care am luat-o de ieri, mi-am prezentat demisia și mi-am susținut-o. Nu sunt vinovată, dar nici nu doresc să se folosească o serie întreagă de pretexte în bătăliile politice. Și Răzvan Cuc, ministrul transporturilor, și-a depus demisia joi seară. Am luat decizia, mi-am menținut decizia și în cadrul CEX. Mulțumesc tuturor colegilor pentru susținere, dar asta e decizia pe care am luat-o, a declarat Cuc. Cei 3 vor fi înlocuiți după deciziile din cadrul Comitetului Executiv Național. Odată cu demisia Rovanei Plumb, județul Dâmbovița rămâne fără miniștri în cabinetul lui Tudose.